Cele trei etape ale proiectului Ramidava, privind rolul istoriei locale în educația și în sistemul de învățământ românesc, se apropie de sfârșit. De fapt, cele trei etape s-au epuizat. Școala gimnazială din Măgurele, care a fost reprezentată de două eleve din clasa 8. -a, au câștigat, aș spune, detașat acest concurs. Pentru toată lumea, organizăm vineri, 10 iunie, o deplasare de asemenea de documentare la Muzeul Național de Istorie a României. Pentru că ne-am gândit că toți copiii participanți și profesorii de istorie, Uh, ar trebui să vadă cu ochii lor uh, lucruri despre care au scris în eseuri, despre care au povestit și despre care au răspuns la întrebările juriului, uh, artefacte uh, care se păstrează în tezaurul Muzeului Național de a României. Și ca urmare, vineri vom merge la acest muzeu și vom vedea împreună replica după columna lui Traian și de asemenea expoziția permanentă a tezaurului. Astfel copiii vor vedea în vitrine coiful de la Coțofenești, vor vedea secerile de la Drașna, vor vedea multe alte uh, piese care s-au descoperit de-a lungul anilor pe meleagurile prahovene. Sperăm ca în cursul acestei veri să susținem și realizarea unor săpături arheologice în cetatea de la Drașna, care, în urma tuturor discuțiilor pe care le-am purtat, copii, profesori de istorie și membrii juriului, argumentele sunt din ce în ce mai puternice că totuși Ramidava a fost aici, în Prahova, și se pare că Drajna, Drajna de sus, cetățuia de acolo, ar fi locul în care s-ar fi aflat Ramidava. Un sondaj arheologic, o cercetare arheologică pe care ne propunem să o realizăm în această vară, vor aduce noi argumente pentru această credință privind existența Ramidavei pe meleagurile Prahovei.